Astra Giurgiu versus Steaua București pe Marina Anastasovici, în runda a doua a semifinalelor Cupei Ligii. O partidă care stă în umbra întâlnirii de sâmbătă de pe același stadion, când confruntarea dintre aceleași două formații se anunță o reală finală a campionatului. Aseară, antrenorul giurgiuvenilor, Marius Șumudică, a participat la o conferință de presă vorbind despre meciul din Cupa Ligii, dar și despre partida de sâmbătă, despre lotul de rezervă din confruntarea din Cupa Ligii, dar și despre suporterii giurgiuveni, care mai nou nu-l mai interesează pe tehnicianul alb-negrilor, un personaj supărat pe întreaga urbe, de când un localnic l-ar fi înjurat în centrul orașului. O partidă grea, o partidă care am spus de la început că voi da șansă și celorlalți jucători care au jucat mai puțin să evolueze. Întâlnim echipa campioană, o respectăm și vom vedea mâine mai multe, putem discuta după meci. Respectăm competiția, înseamnă o șansă de a ajunge în finală, o privesc ca atare. Voi pregăti meciul ca oricare altul, din respect pentru jucătorii mei, chiar dacă au jucat mai puțin. Nu mă gândesc neapărat numai la jocul de sâmbătă, îmi fuge mintea, așa, nu pot să nu recunosc, dar din respect pentru meserie, pentru ceilalți jucători care fac parte din lot și pentru toată lumea, este un joc de îl consider ca un joc de campionat, un joc care îl respect. O să odihnesc o mare majoritate dintre titulari. V-am spus, vor juca jucători care nu au jucat foarte mult în acest sezon. Nu mă interesează. Este un lucru care nu mă interesează. Trebuia să vină acești spectatori în decursul unui an de zile, când această echipă de 25 de etape este pe primul loc. Și respectul lor față de noi a fost că veneau 500, cred că erau din familiile noastre, și restul 1000 din Giurgiu. Și care unii dintre ei ne și înjurau la anumite meciuri. Și nu mă interesează dacă vor veni mâine sau nu vor veni, pot să nu mai vină până la sfârșitul campionatului, că nu mă interesează. Nu este problema mea, domnișor. Nu este problema mea și nu mă interesează. Păi ce să fac? Să le desfințez decât scaunele? Ce să... Asta e, nu e nicio problemă. Sunt pregătit. E prima oară că mi se întâmplă. La Viitorul n-ați văzut ce mi s-a întâmplat. Au aruncat pahare în mine, cu cola, m-au stropit cu de toate. Ce să fac? Asta e. Asta e o modă acum. Încearcă toată lumea să mă distragă, să zic așa, de la ceea ce înseamnă meseria mea de antrenor și de la modul de a mă focusa asupra partidei la momentul respectiv. A spus domnule Șumudică ceva mai devreme că nu vă interesează publicul din Giurgiu. Asta în condițiile în care președintele clubului Dani Coman a fost la o televiziune din Giurgiu acum o lună și ne-a spus că, mă rog, clubul are o strategie adevărată pentru a aduce giurgiuvenii pe stadion. Dumneavoastră nu faceți parte din această strategie? Eu v-am spus mai devreme că nu mă interesează publicul în momentul de față care vine la cele două jocuri. În sensul că majoritatea care vor veni, și au mai fost două jocuri aici acasă, m-au înjurat ca la ușa cortului. Acum eu nu trebuie să mă duc să-l chem pe ăla la gar să-i zic, ia arată-mi bă buletinul, ești din Giurgiu sau ești din altă parte. Nu știu acum, că nu fac eu sondaje de opinie să văd cât sunt din Giurgiu care mă înjură sau câți nu. Din punctul ăsta de vedere, domnule, vă transmit că la meciurile cu cei de la FCSB, care le-am avut acasă, m-au înjurat și m-au scuipat din spatele băncii mele ca la ușa cortului. Acum nu i-am întrebat dacă sunteți din Giurgiu sau nu sunteți din Giurgiu. Dar tot în Giurgiu am traversat la ora 12 noaptea să-mi iau niște picături de nas, că mă înfundasem în nas, m-am dus să mă duc la o farmacie și din Giurgiu s-a lăsat geamul la vreo două mașini și să te luăm, să-ți facem, să nu știu ce și hai... ăilalți și nu știu ce. Și atunci mi-am dat seama că ăia erau din Giurgiu. Și atunci, domnule, dacă vin la meci, bine, dacă nu vin la meci, iară bine, nu mă interesează. În Giurgiu, din 100 de spectatori, 97 sunt rapidiști, dinamoviști sau steliști. Nu. Giurgiuvenii n-au asimilat această echipă încă. Nu le dați nicio șansă? Eu să le dau șansă? Eu le-am dat șansă, domnule, pentru tot ceea ce am făcut pentru orașul ăsta. Eu am adus West Ham United aici să joace. Dumneavoastră ați văzut West Ham pe viu până acum? Până să vină Șumudică antrenor la Astra, vă întreb. Ați văzut West Ham pe viu? Eu zice că clubul Astra, indiferent, Șumudică a fost antrenor, a muncit aici. Am adus echipe să le vedeți aici și am adus... Au fost meciuri care nu visau niciodată.
Vi se pare normală atitudinea suporterilor? Vi se pare normală? Mie nu mi se pare normală. Dar la meciul cu Pandurii, dar la meciul cu Pandurii, de exemplu, câți spectatori au fost la meci, domnule? La meciul cu Chiajna, de exemplu, când am nevoie de suporteri, câți spus suporteri din Giurgiu vin la meci? La meciul cu Pandurii ați fost la ați venit spre tribuna 1, i-ați salutat și mi s-a părut că totul a fost ok. Chiar dacă erau puțini. Păi nu, eu n-am nimic cu ei, eu îi salut în continuare pe cei care mă aplaudă și cei, dar sunt foarte puțini. Mie mi se pare normal ca acest suporter să vină alături de echipă în momentul în care această echipă din 20, ultimele 26 de partide suntem pe primul loc. Nu mi se pare normal să vii acum și să comentezi cât e prețul biletului, că tu bine mergi. De ce nu ți-ai făcut abonament? Dacă vrei să fii. Și vină la toate meciurile. Fă-ți abonament și vină alături de această echipă. Te deranjează acum că e 1 milion biletul? Nu știu cine, eu am citit că din Giurgiu, am văzut din Giurgiu pe Facebook, am citit, mi-a citit acum un secund și mi-a transmis. Deci eu încă o dată, dacă fanii din Giurgiu care spun ei că sunt alături de echipă și asta, eu le dau invitații și vorbesc cu Dani Coman și le dăm invitații gratuite, nu e nicio problemă. Nu este absolut nicio problemă. Și nu vreau să fac discriminare între nici cei din București care vin, nici cei din Giurgiu, indiferent, să vină publicul la meci. Dar nici nu pot să suport toate mizerile care se întâmplă și să pun în spatele meu acolo și bodyguardii să plimbă printre ei. Probabil că îi cunosc, că sunt de aici din Giurgiu. Nu pot să suport așa ceva, domnule. Am suportat destul. Și atunci, mai bine, dacă tot vor să mă scuipe, să dea 100 de roni. Pentru partida din returul semifinalei Cupei Ligii, organizatorii au stabilit ca preț unic al biletelor de intrare pe stadion suma de 50 de lei. Sâmbătă, în confruntarea din play-off, un bilet va costa 100 de lei. Astăzi, la caseriile din Giurgiu, era liniște și pace și din surse neoficiale am aflat că în ziua disputării partidei, până la ora prânzului, se vânduseră cam 100 de bilete. Despre această situație am stat de vorbă și cu fanii Astrei. Noi n-am auzit conferința de presă, dar... Are dreptate, să știți. Atâta timp cât noi nu ne ridicăm la nivelul acestei echipe, probabil că s-a gândit la o parte a publicului giurgiuvean, care nu a fost aproape de această echipă. Nu neapărat că nu-l interesează publicul giurgiuvean. Poate din grabă sau... Eu sunt convins că îl interesează și publicul giurgiuvean, cel care chiar iubește Astra. Noi am demonstrat în toți anii ăștia că suntem aproape de echipă și mai ales în deplasare, cât și la meciurile de acasă. Credeți că e normal ca... clubul, la modul general, să facă un efort susținut la care să participe și antrenorul cu privire la a-i aduce pe spectator pe stadion? Păi, în ultimii 3 ani de zile, ce putem să spunem? Că au fost biletele 5 lei, 10 lei, dar ținând cont de faptul că la ultimul meci a avut acasă cu o echipă mare, cum este Dinamo, și am pățit ceea ce am pățit, majoritatea giurgiuvenilor au susținut echipa Dinamo, nu era normal ca să pățim același lucru la meciul cu FCSB. Și credeți că 50 de lei la prețul unui bilet sau 100 de lei sâmbătă la meciul cu FCSB e o soluție? Păi cred că e cea mai bună soluție pentru a face giurgiuvenii să înțeleagă că la început de campionat sunt abonamentele care sunt atât de ieftine și în afară de faptul că au fost la începutul campionatului, au fost și la play-off făcute niște abonamente care se puteau lua și erau la un preț foarte, foarte bun. Era, vă spun, la 5 meciuri văzute în peluză, să plătea 20 de lei. Suntem în fața a 2 meciuri cu prețuri foarte scumpe la bilete. Ce crezi că se va întâmpla pe stadion? Vin suporterii la prețul ăsta? Da, cred că vom avea cel puțin 2000 de oameni prezenți, pentru că sunt cei abonați care sunt... 2000 de la Steaua sau de la Astra? Eu zic că sunt astrali, adică un om care își cumpără un abonament la început de sezon, e clar că ține cu Astra, pentru că nu vede doar Steaua, vede, a văzut 30 de meciuri, 30 de partide. Sperăm să vină, să... Am prieteni care m-au sunat și mi-au spus că, băi, de ce a pus 50 de lei, de ce... Și acești prieteni fiind steliști și dorni să vadă. Și eu le-am dat peste nas și le-am spus că datorită lui Astra au văzut majoritatea pe FCSB și mi-au râs și au spus că, păi da, mai bine mă uit la televizor. Da, pentru că toți sunt niște suporteri de TV și prin prisma faptului că a venit Astra la Giurgiu, n-au știut să aprecieze și să susțină această echipă care în momentul de față este prima clasată și cu șanse foarte mari de a intra, nu zic, Liga Campionilor, că este greu, dar cel puțin poate anul ăsta avem noroc să intrăm în Europa League, în grupe și să
facem o performanță pe care o merităm. Mâine asta va juca efectiv cu rezervele, ca și Steaua până la urmă. Vi se pare atractiv o asemenea întâlnire? Da, totdeauna duelurile între Astra și Steaua deja au devenit derby și totul este meciuri frumoase, nu pot spune, contează rezervele. În primul rând, rezervele atât celor de la FCSB cât și cele ale Astrei sunt destul de puternice, ținând cont că l-avem pe Florea, avem un Ioniță, avem un Nicolae, adică oameni de gol, oamenii puternici și noi sperăm să facem un egal mâine și sâmbătă este bătălia cea mare în care dorim victorie și să fim campioni. Bine, nu putem face un egal, trebuie să întâmple într-un fel sau altul. Da, trebuie să întâmple. Bine, la un 1-1 se califică mai departe Steaua, FCSB. Dar sunt conștient că atât și Mudică cât și echipa nu vor această Cupa Ligii. Probabil că sunt dornici de acest campionat și de intrarea în grupe, atât probabil au visează la Liga Campionilor sau Europa League.